bebeluși de 3 luni a murit în blocul lovit de rachete rusești în Odessa. Mama și bunica au fost ucise și ele în atacul în care au murit 8 oameni și 18 au fost răniți. Printre victimele atacului rus cu rachetă din 23 aprilie asupra Odesei s-au numărat Valeria Glodan, mama ei și fiica de 3 luni, Kira. Yuri Glodan a postat pe rețelele de socializare fotografii cu soția și fiica lui și un mesaj în care plânge moartea lor. Dragile mele, în împărăția cerurilor, sunteți în inimile noastre, a scris Yuri. Valeria și Yuri se căsătoriseră pe 30 august 2019, iar pe 4 ianuarie 2022 s-a născut primul lor copil, o fetiță, Kira. După atacurile cu rachete, locuitorii uneia dintre clădirile cu mai multe etaje din cartierul Kievski au fost blocați sub dărâmături. Exploziile de obuze inamice au distrus locuințele dintre etajele 2 și 5 și au blocat ieșirile, lăsând oamenii prinși. A fost și un incendiu, a spus biroul procurorului general al Ucrainei.